Thomas. Fiți atenți aici. Să lăsăm pe Moș Vasilică cu bingo aici. Și noi să ne retragem pe fundal, să nu ne vedem. Hai, adică spune mai tine ce vrei să faci cu aia. Ai ca tradiție acum? Da, da. Aha, deci te-ai descurcat, ai adus deci, marfă de peste votare, nu? Da, nu aici. Interesant. Bingo. La 250 de pare, uite-le cât au. Au 6 benzi. 6 benzi. Deci care e ideea? Ideea de bădă a CD-ului. Deci sunt aduse să fie la un preț rezonabil. Față de cât se vinde, cum te certai și cu domnul Romsis. Romsis, da, da. 200, 250 de pare. Da, da, da. Deci sunt noi nouțe. Foarte bine. 6 benzi cu vară la 25,5, care se cuplează cu asta. Deci cam asta este ideea. Deci... Deci, practic, ai vrut să spargi un pic piața aici, nu? Poți să-mi arunc câte sunt nevoie. Foarte bine, domnule, să fie la îndemână... E bingo ăsta? E bingo de cățel. Bă, dar se vrea stăpânsul ăsta. Ăsta din caracterul stăpânului. Hai că într-o jumătate de oră trec pe la tine. Ce zici tu? Peste vreo jumătate de oră trec pe la tine, măi. Dai puțin, ce zici tu, Vlad? Că trec pe la tine peste vreo jumătate de oră. Cum să treci pe la mine peste jumătate de oră, domn? Domn s-a zărat, Siri s-a zărat. Asta e programul, n-am ce să fac. Asta e, că nu pot să fac cum să... Că nu stau. Făcută treaba, așa a fost planificat pentru asta. Asta e. Stai și ești militar. Ta? De la model 9 la 51. 1900 toamnă. Uite. VFO. Sparge ușa și asta e, nu ne interesează. Bine, pregătește acolo ce te-a zis eu trec. Sunt duplex, nu? Astea? Aia e duplex, la unde aia? Ce fie mă duplex? Care pe hară la mare? Mariana, ar trebui să-mi dai la pachet mica.